Bună ziua, în acest video o să facem o revizie la un TGB Blade 550. Așa, o să schimbăm uleiurile la grupuri, uleiul la motor, filtrele și de asemenea o să verificăm jocurile și o să facem gresarea. Acum ce o să mergem? O să mergem pe gama de modul, așa, și filtrul de ulei KNN. Prima oară o să dăm drumul la uleiul de la grupuri. De pe față, bușonul este chiar dedesubt. Da, avem chiar o gaură de vizitare în acest scut metalic. Desfacem bușonul și lăsăm uleiul să curgă. Pentru a desface bușonul de dedesubt avem nevoie de o cheie de 22, iar pe lateral, pe partea dreaptă, avem aici două găuri. Așa, avem nevoie de un imbus de 8 și o cheie de 10. Prima gaură de sus, cea mai mare, este pe unde băgăm uleiul, iar cealaltă mică de dedesubt este de nivel. De acolo se vede nivelul până unde trebuie să punem. Intră cam 350 de ml. Dar punem până când o să dea foarte puțin pe gaura aceasta mică de dedesubt. Așteptăm să se scurgă tot uleiul și apoi introducem uleiul nou. Ok, acum îi punem bușonul la loc. O punem. Da, punem uleiul ușor și trebuie să observăm când începe să curgă pe acea găurică mică de nivel. Uitați, a început să curgă. Lăsăm să curgă un pic pentru că este cel vechi. Așa, acum îi punem bușonul. Ok, am pus șurubul la nivel, acum îi punem și bușonul, schimbăm și această șaipă. De multe ori se deformează și poate să piardă uleiul și de aceea este bine să le schimbăm și sunt și foarte ieftine, nu are rost să mă chinui să puneți șaiba veche. Ce apropiem bine șurubul, bușonul de fapt, de umplere, așa așezăm șaiba să fie centrată, ca nu cumva să prindem mai într-o parte sau mai în alta, trebuie să fie centrată, este pe diametru bușonului, să nu iasă mai mult într-o parte sau mai mult în aia și apoi îl strângem definitiv. Aveți mare grijă să nu strângeți din prima, pentru că o să o strângeți strâmb și s-a dus șaiba, trebuie să o înlocuiți. Atât a fost la grupul de pe față, ne mutăm pe spate, unde facem aceeași operațiune. După ce am umplut și am strâns bine, curățăm, bineînțeles, resturile de ulei. În primul și în primul rând, este foarte important, ca să vedem dacă pierde. Dacă dumneavoastră lăsați murdar, nu o să vedeți dacă pe viitor vă va pierde ulei și riscați să stricați grupul sau motorul, dacă nu vedeți când pierdeți uleiul. Deci spălăm bine să nu mai fie nici urmă de ulei și apoi așteptăm să se usuce. Ei, la grupul de pe spate avem așa, aici este bușonul de golire, da, i-am dat drumul la ulei, i-am schimbat șaiba, i-am pus șaiba nouă, am centrat-o bine. Așa, la fel are pe aceeași parte, pe stânga, are bușonul de umplere. Deci acesta este bușonul de umplere în partea de sus, iar mai jos aici este bușonul de nivel. Da, pe aici o să ne uităm când o să curgă. Ulei. Pe spate intră 300 de grame, punem tot la fel până când o să înceapă să curgă. Punem până observăm când începe să curgă.
Ok, gata, ajung la nivel. Acum o să punem șurubul. La fel și aibă grijă. La fel schimbăm șaiba, punem șaiba nouă, îl apropiem, apoi centrăm șaiba să nu o prindem strâmb. Și apoi strângem. Și acum la fel punem bine. V-am explicat de ce este foarte important să curățăm. Mai pentru aspect. Spălăm și apoi ne mutăm la motor. Aici avem jojam de nivel, așa. Filtrul de ulei se vede acolo și pe dedesubt avem bușonul. O să desfacem ca să dăm drumul la ulei. Desfacem și joja ca să curgă mai repede uleiul. Așa, și între timp îi desfacem și filtrul de ulei. Desfacem și filtrul de ulei. Haideți să vedeți care este diferența. Deci acesta este filtrul ce l-am găsit pe el. Este un HF204 și acesta este filtrul ce ar trebui să fie pe el. Este vorba de echivalentul, să-i spunem, HF148. După cum observați, este vorba de capacitatea acestuia. În primul rând, filtrul fiind mai mare, are altă putere de filtrare și se schimbă totodată nivelul de ulei dacă nu respectăm filtrul ce îl recomandă producătorul, chiar dacă ele se potrivesc unul în locul celălalt. Deci noi o să punem filtrul care îi trebuie, adică acesta mai mare, îl înfiletăm. Deci trebuie să punem 3,2 litri. O să punem 3 litri și apoi o să verificăm la joja. Un pic. Acum verificăm nivelul. Nu uitați, cu joja desfăcută, desfiletată. Ok, este la nivel. O să și pornim să vedem să meargă un pic și apoi o să lăsăm și o să mai verificăm nivelul. La fel curățăm foarte bine și
la bușon și la jojă, cât și la filtru de ulei. Spălăm bine. Ok, acum o să-l pornim și o să mai verificăm nivelul apoi. Și mai departe o să verificăm și jocurile. Timp să auzim și rulmenții. În partea aceasta este în regulă, la fel și în partea cealaltă. Pe spate totul este în regulă. Așa, o să ne mutăm la fel și pe față. În regulă pe o parte, la fel și pe partea cealaltă. Ok, și aici ne uităm și la plăcuțe. Plăcuțele sunt ok, butufii ne-am uitat, sunt ok și față și spate. Mai avem plăcuțele de la grup și pe mecanică stă foarte bine. La fel ne uităm și la frâna de cardan. Da, stăm foarte bine și aici cu plăcuțele. Așa, acum mai rămân de gresat crucile. De la cardan acesta nu are gresoare la brațe, deci doar crucile de cardan mai trebuie gresate și am canternat revizia. Ok, acum l-a gresat, am pus gresorul, l-am colectat la cruce, punem cât se poate, crucile sunt destul de mici, nu iau chiar așa de mult și la fel și la celelalte dacă au gresor. Ok, cam asta a fost. Ați văzut cum se face o revizie la un ATV, indiferent de model, schimburile, cât și verificarea jocurilor. Mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.